Mas, sau zi, da. Da. E roșu. Bun. Hai să am vedem. Revenit cu o nouă discuție. 12. Află perimetrul unui dreptunghi care are lungimea de 3 ori. Cât ia să vedem, să putem să-l ajutăm. Care are lungimea de 3 ori cât lățimea, iar lățimea de 2 cm. Deci, trebuie să aflăm lungimea. Da, deci... Deci spune așa, desenez un dreptunghi cu o anumită lățime, cât vrei tu și spune că, așa, spune că ar fi 2 cm. Și acum o faci de 3 ori, atenție. Nu? No. Acum, după ce ai făcut chestia asta, da, pentru lățime, au zis că de 3 ori să iei, da? Da? De 3 ori. Așa, facem și noi ca să vadă și la tablă. Un dreptunghi sau un dreptunghi? Un dreptunghi, a spus. Deci, și zicem una, nu? Două, trei, aproximativ așa. Și acum, iată că am desenat un dreptunghi care are lățimea de 2 cm, parcă a zis? Da, 2 cm. Și lungimea? A, B, C, D. Și lungimea de 3 ori mai mare decât lățimea. Adică cât este dacă e de 3 ori? Adică este 6. 6. Mai citește o dată problema, să nu ne grăbim. Află perimetrul unui dreptunghi care are lungimea de 3 ori cât lățimea, iar lățimea de 2 cm. Perfect. Lățimea de 2 cm, iar asta la altă lungime e de 3 ori. De adică 6. Adică 6 cm, da? Da. Și acum trebuie să aflăm perimetrul. Zice, perimetrul egal cu... Este 2 ori lumare, adică lungimea. Da. Cum ne-am făcut plus... 2 ori... Ori... Lățimea. Lățimea. Ori ăla va trebui să renunțați ori foarte repede. Și mai ales va apropia de clasa A, 5-a. Adică și la școală oare ne lasă doamna să scriem cu punct? Nu știu dacă va arata anul ăsta, dar la anul sigur vei să lucra cu punct. Da? Punctul pus la mijloc. 2 ori 3. Da. Dar 3 cm plus 2, am învățat scriu. Da, se văd, se pare că da. Puțin 2. O muncit acasă, nu? Nu, deloc. Deloc? Nu ziceam asta. Pe care 2 cm și egal mai departe cu... Și pe mai jos. Perimetrul... E așa, este egal cu 6 cm. Plus 4. 4. Da. Și ca să nu mai scriu încă un perimetru, scriu... Egal cu 10 cm. Și cu asta am făcut problema. Aici am greșit, de fapt. Că era, acum mi-am dat seama. Aici era 6 cm, vedeți? Da, mă! De 2 ori 6. Și de 2 ori 2. Uite, uite, de 2 ori 6. Așa-i bine. Da, așa. Da? 2, 6 odată, 6 odată. De 2 ori câte 6 și de 2 ori câte 2. Corect. Și 16. Și face 12 plus 4, 16 cm. Așa. Bine. La problema următoare. Putiu? Ce spune la următoare problemă? Câte dreptunghiuri sunt în această figură? Cu desena? Sau da. Cu desena? Eu știu, care e figura? Dreptunghiul acela? Da. Sunt pe multe. Facem așa și nu mai scriem? Care? Ăsta? Putem face și noi acasă ăsta. Ăsta e. Ăsta da. Da. Putem face și noi dacă e mai greu să facem. Ăsta putem face acasă. Da. Îl puteți desena voi. Și pe urmă, problema 13. Un trapez are baza mare de 120 cm, baza mică de 80 cm, iar laturile neparalele de aceeași lungime, 45 cm. Află perimetrul acestui trapez. Deci, un trapez are baza mare de cât? Baza mare de 120 cm. 120 cm. Să zicem. Așa, da, să zicem, da. Baza mică. Baza mică de 80 cm.
80 cm, da. Iar laturile neparalele de aceeași lungime, 45 cm. Cum se numește un astfel de trapez în care laturile neparalele sunt egale? Cum am spus că se numește? Trapezul în care laturile neparalele... Isoscel. Deci este vorba de un trapez isoscel. Hai să spunem 45 A, B, C, D, 45 cm. Ei, cu cine va fi egal perimetrul? Ah, păi 80 plus 120 face 200, 200 plus, 4, 200 plus 45 ori 2, care ne dă 90. 90. Deci face 200, 200 plus 90, 290. Deci perimetrul, perimetrului A, B, C, D este egal cu 290. 120 plus 80 plus de 2 ori 45, da? 2 ori 45 și face în final 290 cm. Da. Și cu asta se termină tema, nu? Aveți ceva? Nu, gata. Așa, bun. Ce noutăți ați, cu ce noutăți rămâneți voi după lecția discutată de, cu prof online? Cu ce lucruri vă duceți până la școală? Care sunt noutățile? Că-și trapezul ăsta de găini la țară. A, de exemplu, rombul este un trapez. Nu, rombul este un paralelogram. Așa, paralelogram. Atenție mult, da? No, hai să luăm așa pe discuția, să o portăm în general. Să începem cu prima figură, triunghiul. Despre triunghi ce ați înțeles voi? Că sunt trei feluri. Triunghiul se clasifică după laturi și după unghiuri. Deci, după laturi avem trei categorii. După laturi, ce fel de triunghi avem? Oarecare. Aici trebuie să mai urmăște. Oarecare. Deci triunghi oarecare, triunghi isoscel și triunghi echilateral, după laturi, da? Deci după laturi. Vreau să vorbești tu. Eu. Da. După laturi, ce fel de triunghiuri avem? A, după laturi avem un triunghiul dreptunghic. Nu, vă spun eu, isoscel, echilateral și... Oarecare. Oarecare. După laturi, laturile. Da? Deci după laturi, oarecare, isoscel și echilateral. După unghiuri acum. Ascuțit unghic, obtuz unghic și... Dreptunghic. Da. Da, deci vezi, astea sunt noutățile cu care vă duci la școală. Da? Deci faptul că după laturi și după unghiuri. Și noi ne-am pronunțat când am întâlnit un triunghi și am spus este ascuțit unghic, dacă are toate unghiurile mai mici decât 90. Și e oarecare sau isoscel sau nu, am vorbit de asta. Ce ar mai merita să dețineți voi când plecați de la lecția cu prof. online? Despre dreptunghi bunare. Ce lucruri noi ați înțeles la... Ce este un dreptunghi? Ce proprietăți are un dreptunghi? Este un paralel, este un patrulater. Un patrulater. Are laturile două, câte două opuse paralele. Și congruente. Cum? Și egale. Așa, și egale. Paralele și egale, da. Două câte două. Ce mare un dreptunghi? Toate unghiurile de? Toate unghiurile de 90 de grade. Foarte important. Că și paralelogramul are tot așa. Paralelogramul ce are? Nu? Paralelogramul nu are laturile opuse paralele? Paralele și egale două câte două? Uite așa. Nu așa sunt? Paralele și egale două câte două. Și dreptunghiul are. Dar dreptunghiul, parcă e paralelogramul dat într-un colț. Și îndreptat. Și are și unghiurile toate de câte? De 90 de grade. Diagonale. Ce am spus la un dreptunghi? Că diagonalele sunt egale. Egale și se înjumătățesc. Da, da? Egale și se înjumătățesc. Dar la paralelogram, mai sunt ele egale la paralelogram? Da. Nu mai sunt. Nu mai diagonala sunt. Asta nu e egală cu asta. Da. Deci la paralelogram, diagonale nu mai sunt egale. Dar se înjumătățesc. Da, da. Deci diagonale se înjumătățesc. Da, nu formează jumătatea perfectă. Deci, dacă ne uităm din partea asta, zici că ești meu. Din partea cum stă. Deci diagonale se înjumătățesc perfect. Să ne înțelegem.
Ricci. Ricci, cum îți spui, da? Profu, dacă deci... noi din partea asta, pare a fi un partea aia de la smer. Nu, nu e un smer. Să zicem. Puțin. Da. Să zicem. Dar voi trebuie să rețineți aceste lucruri. Deci despre triunghi, ați înțeles după latul și după unghiul sunt trei categorii. Oarecare isocel după laturi, oarecare isocel și echilateral, după unghiuri ascuțit unghic, drept unghic și optuzunghic. Despre paralelogram, are laturile opuse, paralele două câte două, laturile opuse, paralele două câte două și egale, diagonale se înjumătățesc, nu sunt egale, diagonale nu sunt egale. De când la dreptunghi, ce este dreptunghiul? Nu sunt egale. Laturile opuse sunt paralele două câte două, da? Sunt și egale, da. Dar diagonale sunt egale, se înjumătățesc ca și la paralelogram. Dar sunt egale, nu e ca aici, da? Asta ar fi deosebirea. Rombul. Ce este rombul? Este un paralelogram, paralelogram în care se întâmplă ca două laturi vecine să fie egale. Iar diagonalele la romb, diagonale, și tu ai făcut foarte bine, mai întâi ai făcut diagonale, nu așa ai făcut? Da. Și diagonalele sunt perpendiculare. El este un paralelogram în care două laturi vecine sunt egale. Deci paralelogramul în care două laturi vecine, uite, ori aici, ori aici, ori aici, două laturi vecine sunt egale, este ce? Paralelogramul acesta se numește romb. Da? Este romb. Bun. Alte lucruri. Trapezul. La trapez am înțeles că e patrulaterul care are două laturi opuse paralele și întâlnim trapez isoscel, dacă astea neparalele sunt egale, sau trapez oarecare. Deci trapez isoscel sau trapez oarecare, dacă laturile neparalele nu mai sunt egale. O să putem face profu. Da? Asta. Cum un exemplu de trapez oarecare? Sigur. Da. Ce înseamnă un trapez oarecare? Deci laturile paralele nu mai sunt egale. Așa. Sigur că da, asta este. Asta este trapezul. Trapezul în care laturile laturile neparalele, este neparalele, ce se întâmplă? Nu sunt egale. Și mai există și trapez dreptunghic, dragilor. Trapez dreptunghic. Ăsta este. Uitați. Ăsta este trapez dreptunghic. Da. Trapez are două unghiuri de 90. Da. Două unghiuri de 90. Una din laturile neparalele, una din ele, e perpendiculară pe cele două laturi paralele. Are două unghiuri dreptunghi. Drepte. Două unghiuri drepte. Drepte. Da? Un unghi... Ascuțit și altul obtuz. Așa. Un unghi ascuțit și altul obtuz. Da? Are toate. De toate tipurile de unghiuri, da? Da. Unghi ascuțit, unghi obtuz și unghi drept. Așa că astea sunt lucrurile. Deci mâine veți fi cei mai tari la clasă, pentru că aceste lucruri nu le știu toți copiii. Nu? Da. Asta fără doar și poate. Și acum, haide să... O să putem face exerciții care le putem face împreună la tablă de aici care te le... Deci o să lucrați numai la tablă, da? Da, din cauza dar pot face un cub. Dar de ce ești atât de nerăbdătoare? Da, era pus pe băi, dar Ricky a făcut la tablă și a rugat să fac ce odată. La școală. Cubul. Bine, hai să faci. Deci dar cubul, eu vreau să facem o problemă, ce părere aveți? Da. Nu, după ce fac cubă, da? Bine, mă, după ce fac cubă. Eu cred că fac cuboidul. Bine, nu este chiar perfect. Hai că vrei să mă stăcuri. Deci e desenat acum ce se cheamă ăsta? Un pătrat. Da. Un pătrat. Așa. Așa.
Asta, de ce numești tu cuboid? Pentru că este cuboid. Da. În limbajul nostru matematic se cheamă prisma aceea. Da. Da, o prismă. Da. Cei ce de sănătoși e prismă. Și atunci aici trebuie să fie așa, da? Și nu se vede asta, ai zis bine, da? Asta nu se vede. Asta nu se vede, că sunt în spate. Dar și aici scrie că cuboidul se mai, la cuboid se mai spune și prismă. Da? Și patrulater. Sau cum se, nu patrulater, și, mai rău. Și la cum se, se spune la pipe, pipo. Ce fac cu pagale? Stați. Stați, ceva interesant. Mai era un nume. A, era mai aici. A, deschis nu fie. Până atunci pot face o piramidă. Ia să vedem o piramidă, te rog. Bine, la ea nu știu dacă vă plicem, n-am mai făcut de la școală. Se mai numește și... nu scrie. Prisma? A, nu, cuboidul se numește și paralelipipedul. Paralelipiped, așa. Da. Paralelipiped sau prisma, da. Încă n-am făcut o dată. De fapt, piramida, știu eu cum se face. Uite, da, oameni aici. Asta linie punctată, încă nu se vede. Ok. Așa. Acum, fiindcă voi ați pornit discuția asta, da. Bine, piramida asta n-am făcut-o la școală urmează. Trebuie să facem cilindru după spiral și după. Bun. Dar aici trebuie să fi desenat. Ce ai făcut? Am tras concrete. Ai tras concrete întreagă? Da. Și o intrat în rezonanță așa și o vibrat, da? Da, da. Așa. Vine o cărci să-ți mai spun ceva în mâine. Okay, da. Deci, aceasta este o piramidă, cum spui tu, cu baza un dreptunghi. Da? Cu baza un dreptunghi. Și nu pot să reprezint dreptunghiul așa în spațiu. De ce l-am făcut sub formă de panogram? Da. Deci, vezi, pe plan, așa, pe tablă, nu putem desena și în profunzime. Că nu avem trei dimensiuni, avem numai două dimensiuni. Numai două dimensiuni, da? E bine. Și de atunci, omul a găsit ca idei să facă reprezentarea asta, da? Uite. Deci, practic, ca să fie o prismă dreaptă, mai întâi desenăm, să-ți explic cum se procedează, mai întâi desenăm paralelogramul. Uite așa, paralelogramul ăsta, care știi să-l faci, da? Da. Și ducem diagonale. Dar partea asta se vede. Asta se vede, da. Ducem diagonalele, ca să găsim punctul de intersecție al diagonalelor și ridicăm în sus, înălțimea, de acolo fixăm undeva vârful, unde vrem noi, și ducem și unim. Uite. Asta nu se vede, asta se vede, asta se vede și asta se vede. Asta e piramida. Se pare. Da? Deci așa ca să construiești corectă. Uh-huh. Numai că după trebuie să plecte cele de lume, nu? Care, adică în formă de X. Așa, ăsta care nu se vede aici. Da. Iar ăsta ca să găsesc mijlocul am dus, da? Iar acesta este o sferă. O face și un cilindru. Iar te rog. Și încă? Mai trebuie de aici, mai arată mai ce bine. Așa arată. Așa arată. Corect, bine, ar fi fost bine. Și asta care nu se vede. Da? A, da, da, am mai făcut, da. Ca să creezi imaginea de spațiu, da? Da, aici mai arată. Da. Ei, în mod normal, cercul ăsta cum arată aici, trebuie să-l facem și sus. Da? Deci, adică, așa? Deci, vreau să spun că el trebuie să fie identic cu forma de jos, da? Uite așa. Dacă l-am făcut în felul ăsta, așa îl facem și aici. Da? Aha. Și vreau deci, să așa trebuie să vedem. Dar tot cilindrosferă. Așa. Vom ce să zic?
De la un simplu pătrat am pornit la toate formele. Da, și am găsit pe toate formele, deci este în spațiu, da? Deci asta este piramidă, asta se cheamă piramidă dreptunghiulară. Cam dacă desenezi un dreptunghi. Da. Dacă desenezi aici un triunghi, e piramida cu baza un triunghi. Depinde ce fel voi pune aici. Poate să fie și un hexagon. Apropo, hexagon, știți ce înseamnă? Nu. Eu știu ce înseamnă. Am uit hexagonul. Da. Cum se face? Hexagon înseamnă un poligon care are 6 laturi. Ha? Ah, hexagonul ăsta nu. Da? Hexagon. Hexagonul știu că era o formă care... Poți merge? Cum am spus că se desenează un hexagon? Cel mai, mai corect. Nu deci, mai poți să aud? Da, nu mai așa. Dar ce e? Acela este, cât ai, octogon? A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, și octogon. Ăsta ce este? Nu era... Păi, puteți și exerciții ăsta? Da. În afară de asta, că vreau să-i fac ceva. Se poate face și ăsta cum se poate și celălalt? Adică? Adică vreți să faci fie... imaginea în spațiu, da? Da. Ei, imaginea în spațiu face. Nu-l luăm așa, hexagonul, ci îl trebuie să-l luăm așa un pic culcat. A, da? Mi-l puteți face? Da, deci dacă vrem să-l facem pe octogon, deci ce facem? Luăm, laturile sunt paralele, cum am făcut el aici, da? Da. Ia să vedem aici, așa. Asta cu asta am văzut-o. Acum, cealaltă... Ei, când am, să învățăm asta? Când să învățați ce? Cum se face în spațiu... Cum se numește? Octogon. Octogon, în spațiu, cum desenați un octogon. Se învață acum... și în a patra? Nu. Deci, voi face niște lucruri și astea, știți, pentru... momentul de față pentru antrenament, așa. Da. Da. Deci, eu am desenat acum, hai să vedem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deci trebuie să fie așa, apoi un pic așa, și așa să zic, da? Așa. Și iau aici punctul acela de intersecție, centru, da. Zic perpendiculară și de acum cobor. Wow! Una, două, trei, hai să se vede, vrei să da? Se da. Văd. Asta se vede, astea două nu se văd, nici asta deci nu se vede. Deci, este o piramidă octogonală. Octogonală, să zicem, da? O piramidă ortogonală, octogonală, ca să... apare imaginea asta de spațiu. Că nu putem să desenăm cum ai făcut aici octogonul și să putem reprezenta. Că ele se suprapun așa liniile de sus, da? Da, vreau și eu să numai. Check. Așa. Da, după... Da, nu. E mai complicat. E da. Mai complicat, da. Wow. Haideți că am epuizat aproape timpul. Cât este ceasul? Că voi m-ați luat cu poveștile voastre și nu m-ați lăsat deloc să facem. Ai spus, bine, după ce facem o așa, facem o problemă. 24. Mai păcări. E 24? Da, mai e 24 acolo. Da. Iar aici e și jumătate. Nu, și 14. Și 17. Hai să vedem în bancă să vă fac o problemă. Cum adunați numerele? Da, 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 facem, da? Plus 6, plus 9, plus 12, plus 15, plus 18, plus 21, plus și așa mai departe, plus 66. Ah, e simplu. Măi, asta m-am uitat și la concurs. Din 2 din 2. Nu, stați, nu din 2 din 3. Păi facem așa până la... Păi așa, așa am avut și la concurs nu, și nu, i-am scris toate numerele. Ne-a dat fosta noastră... Deci, acolo e 24. Care făcea pregătire, doar că știu că puneam un 3, nu mai știu cum, în paranteză.
și puneam într-un fel continuu. Eu făceam altfel. Să vedeți vreo idee, cum adunați numărele astea? Păi eu făceam... Adică pot să le plăi adunat pe toate. Era... Toate? Pe toate? Da, așa am făcut și la concurs, că era ceva asemănător. Știu cum făceam de aici. 3 plus... 2 ori 3... Nu, 2 ori 21... Nu, era... 2 ori 3... 6. Că la 66, dacă mă opream la 333. Cred că țin minte, deci... Da, mai era... 3 ori 2, 6. Păi asta e o poantă simpatică. Cum adunăm numărele acestea? Știu cum. Deci, prima oară este acolo, e un... 66 minus 21, ca să aflăm diferența care este între ele. Păi nu, doar aici mai sunt puncte, mai sunt celelalte care trebuie până la 66. Ca să aflăm câte mai sunt până la 66. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nu? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, așa, și știu că era parcă puncte. E ceva mai aproape? Dar de ce zici 3 plus? Eu nu înțeleg de ce 3 plus. Pentru că nu-s fără 3 plus. Hai, nu te joci aici, ori e 3 plus, ori nu e 3 plus. Nu mai făcut de mult chestii, deci am uitat. Era ceva gen așa? A, și parcă la final ne adunam ori 3 totalul și ne dăm o de numere. O secundă. Da. Ce? 6 înmulțit la 3 înmulțit cu 5 plus 7. Cum fac? 3 înmulțit cu 5 plus 7. În total toate sunt 22 de numere, de aceea am făcut 66 împărțit la 3. Sunt din 3 în 3, nu? Împărțit la 3. Și mi-a dat 2. Așa ți se par că-s 22 de, nu, 22 de numere, da? Da. Păi 7. Da, cum nu fac 3 mulțit cu 5 plus 7? Păi 5 plus 6, 5 plus 7. Nu, da, aplicăm distributivitatea. A. 3 ori 5, că noi am făcut asta. A, 3 ori 5 plus 3 ori 7. 3 ori 5 plus 3 ori 7. Da. Păi aici nu putem să zicem așa, egal cu 3 ori 1. De unde? 5 plus 7? Plus 3 ori 2, plus 3 ori 3. Așa, 3 ori 2. Păi, ce am făcut? Plus 3 ori 3, că vreau să te ajut. Plus 3 ori 4, plus 3 ori 5, 15, adică, plus 3 ori 8, 6, plus 3 ori 7, plus și mai departe, plus puncte, plus 3 ori 22. Și nu vei observa că e 3 peste tot? Și atunci ne întoarcem înapoi. Scoatem pe 3 în factor comun. Da, vine 3 pe lângă. 3 înmulțit cu? Din primul rămâne 1. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus și mai departe plus puncte plus 22. Adică am făcut bine 66 împărțit la 3? Da, dar tu n-ai sesizat că e vorba de faptul că toate numerele se multiplică de 3. Da. Și că fiecare scrie 3 ori, 3 ori, 3 ori, așa. Scoatem în factor comun pe 3, că avem procedeul invers de la distributivitate. Când 3 se mulțește cu o sumă, și noi am știut să mulțim două paranteze chiar, 3 se mulțește cu o sumă, de două sumă de mai multe numere, se mulțesc cu numărul respectiv, toate numerele în paranteză. Și invers acum, citim egalitatea din dreapta spre stânga. Dacă avem 3 aici, 3 aici, înseamnă că 3 este factorul comun, e comun și aici și aici, și se scoate în față, zicem 3 pe lângă 5 plus 7. Și așa am făcut și aici. Este 3 ori 1, vezi? 3 ori 2, 3 ori 3, 3 ori... 3 este peste tot. Comun. Da? Și atunci scoatem pe 3 aici în față și ce rămâne din primul termen? Rămâne 1, că pe 3 n-am scos. Din al doilea rămâne 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7 și mai departe până la 22. Și cam mai departe cu 3 înmulțit cu. Da suma asta, 1 plus 2 plus 3 plus 4 până la 22. 6, 10, 15 și așa mai departe. Și așa mai departe și muncim. Nu, cine știe că o să adună numele, să 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 2? Pă,
Păi, 1 ochi, 1 plus, 1 ochi, 2 plus, 1 ochi, 3 plus, 1 ochi. Aaa, te întoarce cu 1, dar 1 nu are nicio influență ca să scoți factorul comun. Hai, chiar așa, n-a știut, nu știți voi să apărați pe numele astea 1 plus 2, a, da, da. Plus 3, plus 4, plus puncte, puncte, până la 22? Sunt 12 numere în total. Nu, sunt 22 de numere. A, da. 22 de la 1 până la... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Să vă spun ce s-a întâmplat, apropo de o situație de asistență. Învățătoarea era obișnuită așa. Când ajungea la o lecție, îi dădea copiilor să adune numele de la 1 până la 100. 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus cea mai departe, plus puncte, puncte, plus 100. Cum v-a dat eu acum până la 22, dar învățătoarea l-a dat până la 100. Și copiii știa învățătoarea foarte bine că se apucă de 1 și cu 2 fac 3, 3 și cu 3, 6, 6 și cu 4, 10, 10 și cu 5, 15 și așa mai departe. Și tot munceau ei, munceau o jumătate de zi. Și învățătoarea și-a scos repede din plăsuță lucru, andrelele și se au început să croșeteze. De ce? Pentru că copiii aveau de lucru. N-avea nicio treabă în perioada asta. Și de data asta, în anul acela, nici n-a apucat să-și scoată din sacoșă un copil a dat răspuns. Și s-a dus cu tăblița, și înainte nu erau caiete cu tăblița, și a arătat, doamna învățătoare, asta este răspunsul. A dat răspunsul 5.050. 5.050? 50. De adunarea asta. Asta, da? Asta e răspunsul? Da. Dar cum? Cum a făcut? Cum a făcut el? Asta e fantastic! Cum de-a putut el face în scurt timp micuțul Gauss, care avea să devină mare matematician. Deci micuțul Gauss... Păi, știți cine este în fața lui 100? La 199. Bun. Cât face 1 și cu 100? 1 cu 100, 101. Dar 2 și cu 99. 101. 101. 101, 122. Dar 3 și cu 98 din față. 101. Și el se sesizează că face până la 5. Câte echipe de așa se face? 5. Cum să fie 5? 22. Nu. 4, 11. Păi la o echipă câte numere contribuie? 2. 11, prof. La cealaltă 2. 4. Da? La cealaltă iar două și vin de 100, se înjumătățește numărul lor. Și câte echipe de astea de 101 face? 50. Nu face 50 de echipe? Păi, atenție, 1 și cu 100? 101. 2 și cu 99? 101. 3 și cu 98? 101. 4 și cu 97? 101. Numărul echipelor de 101 este jumătate de câte numere sunt aici. Ai costumat? Ah, da, ați spus asta. Au participat câte două. Da, eu mă gândesc la 22. Da, nu, eu mai lucrăm aici ca să vedem. Acum știu eu. Da? Și atunci vine cât? 50 înmulțit cu 101. Sunt 50 de echipe de 101. Și 50 de 101 fac 5.050. Nu mai puteți da unul, acum știu. Da? Deci aici, ca să termină ieșițiul nostru, ar veni 3, înmulțit cu 1 și cu 22? 23. Da. Deci ar veni... 2 și cu... 2 și cu... Ăsta din față, cât este în față? 21. 23. Câte echipe de al de 23 să fac? 11. Da, 11. Da? Da. Jumătate... 2. Da? 11. Și atunci vine... Ar veni 23 ori 11. Da. Și bine, 23 ori 11, cât vine? 23. Da. 23. Păi ce am o întrebare? Profesoara nu le explica lor? Sau profesoara nu știa? Nu știa nici ea. Nu? Hai. Da. Prof, nu vă uitați la... Bună ziua! Bună ziua! 253! Deci 253.
Și ori 3, că este și 3 ăsta de mulțit, ori 3. Deci mulțit cu 3. 9. 3 ori 5, 15. 759. Deci numărele astea care ți le-am cerut eu, se le adunați 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus 15 și așa mai departe, dar până așa e 6. Răspunsul corect este 759. Vezi? Dacă te apucai tu de lucru aici și lucrai așa din aproape în aproape, păi munceai un pic, nu? Da. Dar așa dacă ne aflăm din șmecherie, a fost foarte simplu. Ne oprim aici. Să vă lăsăm să mergeți.